Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Președintele Ivancea pledează pentru facilitarea accesului la fondurile europene pentru Republica Moldova. Prefectul Bacăului, Lucian Bogdanel, a luat în vizor centrele rezidențiale de persoane vârstnice. Dofteana, un nou proiect de asfaltare este la un pas de a fi finalizat. Președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, a anunțat rezultatele unei întâlniri de lucru cu reprezentanții ai administrației locale, conducători de instituții și oameni de afaceri din Republica Moldova, cu scopul de a identifica modalități concrete de sporire a absorției fondurilor europene în această țară. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Intercomunitare, ADIE Euronest Iași, și Institutul pentru Dezvoltarea Expertizei și Proiectelor și a fost o oportunitate de a analiza implementarea investițiilor din fondurile europene în perioada 2020-2023, dar și despre a discuta despre perspectivele concrete de finalizare a proiectelor eligibile. Mai multe detalii în minutele următoare. Având în vedere legăturile istorice, culturale și lingvistice strânse dintre Republica Moldova și România, consider că există un potențial imens pentru dezvoltarea unei colaborări transfrontaliere puternice și fructuoase. Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană reprezintă un pas natural în evoluția de sacra stat democratic. Valorile europene de democrație, respectarea drepturilor omului, statul de drept și economia de piață sunt fundamentale pentru Uniunea Europeană și vor sprijini procesul de reforme și consolidare a democrației în Republica Moldova. În acest sens, cooperarea transfrontalieră între România și Republica Moldova poate aduce beneficii semnificative în mai multe domenii. În primul rând, există un potențial considerabil de dezvoltare economică. Prin promovarea comerțului și investițiilor transfrontaliere, putem stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă în regiune. România și Republica Moldova pot colabora în dezvoltarea infrastructurii, a energiei, a agriculturii și a turismului transfrontalier. Un alt domeniu ca potențial de colaborare între România și Republica Moldova este educația și cercetarea. Prin programele de schimb de studenți și profesori, putem încuraja mobilitatea academică și transferul de cunoștințe între universitățile și centrele de cercetare din cele două țări. Astfel, putem contribui la dezvoltarea resurselor umane calificate și la creșterea nivelului de competență în diverse domenii. De asemenea, cooperarea transfrontalieră poate îmbunătăți infrastructura și accesibilitatea în regiune. Prin proiecte comune de infrastructură, precum modernizarea drumurilor și crearea de legături feroviare, putem facilita mobilitatea și schimburile comerciale și culturale între România și Republica Moldova. Cu toate acestea, nu putem ignora provocările cu care ne confruntăm în procesul de cooperare transfrontalieră. Printre acestea se numără diferențele de reglementare și legislație între cele două țări, care pot crea obstacole în dezvoltarea proiectelor comune. Este nevoie de eforturi susținute pentru armonizarea legislației și a standardelor în diverse domenii, cum ar fi comerțul, transportul și mediul de afaceri. De asemenea, corupția și birocrația excesivă reprezintă provocări majore în cooperarea transfrontalieră. Este esențial să ne angajăm în lupta împotriva corupției și să promovăm un mediu de afaceri transparent și eficient în ambele țări. Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației sunt aspecte cheie pentru a încuraja investițiile și schimburile comerciale între România și Republica Moldova. Un alt aspect important este dezvoltarea și utilizarea adecvată a resurselor financiare disponibile. Atât România, cât și Republica Moldova beneficiază de fonduri europene și de alte surse de finanțare pentru proiecte transfrontaliere. Este necesară o gestionare eficientă și transparentă a acestor resurse,
pentru a asigura implementarea cu succes a proiectelor și obținerea rezultatelor dorite. Este important să înțelegem că integrarea în Uniunea Europeană nu este un proces simplu și lipsit de provocări. Republica Moldova trebuie să depună eforturi susținute pentru a îndeplini criteriile și standardele europene în domenii precum justiția, combaterea corupției, reforma administrației publice și protecția mediului. Eu mă voi axa pe câțiva pași de evitat de către dumneavoastră. Nu înainte de a contextualiza un pic punctul în care ne aflăm raportat la dumneavoastră ca Republică, să spun, și ca reprezentanți ai autorităților administrației publice locale. Particularitatea alegerilor la dumneavoastră în Republică este că nu aveți de optat între stânga sau dreapta, ci aveți de optat un vot care iese din logica electorală și se înscrie într-o logică geopolitică. Dumneavoastră alegeți între est și vest, tot timpul în opțiunile dumneavoastră, și e o particularitate politică numai puțin importantă, pentru că statul de drept și democrația într-un stat reprezintă criterii după care veți fi evaluați în momentul în care veți face pasul de a accede în Uniunea Europeană. Aspirațiile, nu? Republicii Moldova. Păi am început în 2009 cu parteneriatul estic, lansat de Uniunea Europeană la inițiativa Suediei și Poloniei, și un mod de a se raporta strategic al Uniunii Europene către zona de est, mai exact către republicile care au făcut parte din blocul URSS, blocul sovietic. Republica Moldova este o astfel de republică. Și până în 2014, moment în care avem acordul de asociere pe care Republica Moldova l-a agreat cu Uniunea Europeană, ratificat în 2016, de toți membrii UE, de toate statele membre. Și sigur, în contextul războiului din Ucraina, războiului de agresiune purtat în Ucraina de Federația Rusă, în martie 2022, depunerea aplicației oficiale de a deveni stat membru al Uniunii Europene. Aplicația acceptată, candidatura acceptată în iunie 2022. Între 2014 și iunie 2022, avem aproape un deceniu scurs, fără ca pașii făcuți de Republică să fie neapărat relevanți, mai degrabă s-a mers cu frâna de mână trasă, și cred că e o lecție din acest, hai să nu spun deceniu pierdut, pentru că candidatura din 2022 e catalizată de război. Războiul din Ucraina, dacă n-ar fi fost acest conflict, mă întreb eu când ar fi fost depusă această candidatură. Cei 8-9 ani înseamnă o lecție și lecția este, sunt două lecții, de fapt, în viziunea mea. O lecție este aceea că nu se poate merge la două capete, e eroare, e o greșeală, trebuie asumată o opțiune fermă, certă, și opțiunea dumneavoastră nu poate fi decât cea pro-vest. Nu există altă variantă sau o alternativă concurentă a acestei opțiuni. Și a doua lecție este că există și o restanță la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește vocația geopolitică a Uniunii Europene și e un lucru recunoscut de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Nu prea am ascultat la colegii noștri din Est. Da? Colegii noștri din Est ne-au spus că lucrurile se deteriorează vizibil, iar noi încheiam contracte de furnizare preferențială de gaz și adânceam dependența Uniunii Europene de gazul rusesc. Președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, a subliniat că județul Bacău a obținut fonduri prin Programul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, și alte componente de finanțare. Președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, a subliniat importanța modificărilor legislative care să faciliteze procesul de obținere a finanțărilor, de contare și gestionare a fondurilor europene, atât în timpul implementării, cât și ulterior. Prefectul județului Bacău, Lucian Bogdanel, a luat în vizor centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și cele destinate copiilor care funcționează în județul Bacău. În perioada 10-14 iulie, Corpul de Control, împreună cu reprezentanții Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău, Direcția de Sănătate Publică Bacău, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Bacău, Direcția Sanitar-Veterinară Bacău,
Bacău și pentru siguranța alimentelor Bacău, Inspectoratul Județean de Poliție Bacău, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maior Constantin N. Bacău au verificat 120 de centre rezidențiale din județul Bacău. Și încă de anul trecut am luat în cătare, în vizor, în colimator, acest domeniu al serviciilor sociale și al centrelor rezidențiale, respectiva calității și legalității serviciilor prestate în aceste centre rezidențiale. Vreau să vă spun că verificările în toamna anului trecut, controlul și verificările făcute de această comisie mixtă înființată prin ordin de prefect au durat aproximativ 2 luni de zile și ele s-au finalizat în decembrie cu un raport care mi-a parvenit în ianuarie 2023, un raport care a scos în evidență mai multe neconformități, nereguli în funcționarea acestor centre rezidențiale, dar mai mult decât atât, mai multe nereguli în ceea ce privește exercitarea de către inspectorii sociali din cadrul ASPIS Bacău a atribuțiilor de muncă și a responsabilităților conferite lor de lege. Nu mai spun că printre aceste nereguli se numără și o practică abuzivă, discreționară în ceea ce privește activitatea de licențiere provizorie a acestor centre, de retragere a licențelor, de monitorizare, evaluare și inspecție a calității serviciilor prestate în aceste centre. Cu verificări făcute mai degrabă din birou și nu de pe teren, care au condus la ce? La rapoarte neconforme din punctul de vedere al datelor consemnate cu realitatea din teren și la tolerarea unui climat în care beneficiarul, vârstnicul, copilul cu dizabilități a fost plasat pe ultimul loc. Pe primul loc fiind plasate complicitățile acestor inspectori, interesele lor particulare, personale, în relație cu acest domeniu. Și când spun treaba asta, nu pot să trec cu vederea faptul că fostul șef al ASPIS Bacău, fost șef până în august anul trecut, Teodor Aghachi, cu titlu de exemplu pentru dumneavoastră, deține familia sa un astfel de centru. Recent, deputatul de Bacău din partea Partidului Național Liberal, Cătălina Ciofu, a fost felicitată public de către administrația publică locală a orașului Comănești pentru succesul avut cu transformarea în lege a inițiativei sale. În prima săptămână a lunii iulie, președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat legea care extinde numărul de persoane care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare, pentru zonele afectate de poluare remanentă. Azi a fost semnat decretul de promulgare a legii pentru compensarea vârstei standard de pensionare cu 2 ani pentru locuitorii orașului Comănești și a celor aflați pe o rază de 8 km care au locuit minim 30 de ani în zonă și au suferit în urma poluării cauzate de arderea și exploatarea cărbunelui. Reglementarea este valabilă conform legii pentru cei care depun dosarul de pensionare până la 31 decembrie 2030. Această măsură a devenit lege după o inițiativă legislativă pe care am depus-o și cu susținerea colegilor parlamentari PNL de Bacău. Le mulțumesc tuturor pentru sprijin. A fost promulgată prin decretul numărul 989 din 2023 și a devenit legea numărul 212 pe 2023. A fost publicată în Monitorul Oficial cu numărul 629 din data de 10 iulie 2023. A mai precizat deputata de Bacău PNL Cătălina Ciofu. Săptămâna trecută, ministrul mediului, deputatul PNL de Bacău, Mircea Fechet, a realizat o vizită de lucru în județul Bacău, mai precizat Dărmănești, pentru a evalua stadiul lucrărilor de punere în siguranță a barajului de la Poiana Uzului. Mai multe detalii urmăriți în imagini. Da, mulțumesc în primul rând pentru invitație, domnule ministru. Cred că noi doi am putea să asigurăm pe termen mediu-lung conducerea ministerului prin blocade succesive. Pentru că de la dumneavoastră am preluat conducerea ministerului, dumneavoastră v-am dat înapoi ștafeta și este o dovadă, proiectul de aici este o dovadă a faptului că
Această continuitate este absolut necesară în proiectele de siguranță națională, siguranța barajelor, care nu poartă cultură politică. Indiferent cine vine la minister, indiferent cine conduce ABA Siret, indiferent cine conduce partea tehnică a sistemului, aceste lucrări trebuie continuate și vă mulțumesc mult pentru sprijinul pe care îl acordați în continuare acestor proiecte. Această zonă a mers foarte bine în ultimii 2 ani și jumătate. ABA Siret a avut lucrări semnificative de refacere a albilor, de punere în siguranță a albilor, de punere în siguranță a barajelor și drumul trebuie mers mai departe pe acest drum și trebuie continuate aceste proiecte. Trotușul este o problemă destul de gravă datorită deceniilor trecute unde au fost foarte multe defrișări, foarte multe exploatări neraționale de pădure. Zona aceea este vulnerabilă în perioadele de inundații, de precipitații semnificative și acolo se desfășoară lucrări importante și pe Valea Uzului și această lucrare de la baraj. Toate aceste lucrări trebuie să meargă mai departe, trebuie susținute în continuare și colegii noștri sunt profesioniști în a cere. Și este rolul și este obligația dânșilor de a ne avertiza când suntem la conducerea Ministerului care sunt prioritățile, care sunt lucrările de siguranță care trebuie continuate, care trebuie demarate și astăzi am primit deja comanda pentru următorii ani. Cu siguranță aici lucrurile vor intra pe un făgaș normal și încă o dată felicitări și mulțumesc pentru că mergeți mai departe cu aceste proiecte care au fost începute. Zilele trecute, prefectul județului Bacău, Lucian Bogdănel, președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, consilierul județean Vasile Budacă, împreună cu primarul comunei Dofteanu, Ioan Bujor, au verificat stadiul de implementare al proiectului de investiții, modernizare drum comunal DC131A, de la kilometru 0 la kilometru 2+500, comuna Dofteana, județul Bacău. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu cei de la Consiliul Județean Bacău. Mai multe detalii urmăriți în imagini. Chiar mă bucur să văd că lucrurile evoluează într-un mod rapid, văd mobilizarea constructorului, văd implicarea extraordinară a domnului primar, care, ca de obicei, ne arată ce înseamnă să fie un om gospodar și să ai și viziune. Faptul că legi un drum județean, un drum național și faci o cale care să ușureze circulația atât din comună și să legi drumul național de drum județean chiar e important și deși această lucrare poate la prima vedere nu a părut atât de complicată, dar într-adevăr la ce văd acum lucrarea este complexă și văd că constructorul reușește într-un timp record să treacă peste toate greutățile unei lucrări de amploare și care are un grad de dificultate, trebuie să recunoaștem. Această lucrare nu ar fi fost posibilă fără finanțarea de la Consiliul Județean? Da, într-adevăr. Am niște priorități. Prioritățile înseamnă să am conectivitate între toate zonele, printre care și Dofteana către drumul național și să știți că acest lucru se întâmplă la nivelul întregului județ. Pe tot ce înseamnă lucrări de investiții, am cam de 3 ani de zile în ceea ce înseamnă infrastructura rutieră, chiar o reprezentat, să zic așa, prioritatea numărul 1, că prioritatea numărul 1 e sănătatea, dar infrastructura rutieră chiar face parte din planul Consiliului Județean de a asigura un confort pentru locuitorii județului. Astfel se poate spune că faceți o echipă bună cu primarul Ioan Bujor, nu? 100%. Pe lângă faptul că fac o echipă foarte bună cu primarul Ioan Bujor, pot să vă spun că mă onorează și cu prietenia dânsului. Și faptul că mă onorează venind din anumite zone dânsului este vechi în administrația locală, eu mai nou, venit mai nou în zona politică, să știți că pentru mine reprezintă o onoare. Da, era un drum de pământ în urmă cu 8 luni și dintotdeauna a fost drumul ăsta de pământ. Așa că are face legătura între satul Seaca și satul Dofteana, dar efectiv e drumul județean DJ116D și drumul național pe o lungime de 2,5 km care am hotărât ca să modernizăm acest drum pentru a deschide
turismul în localitatea Dofteană. Întrucât terenul de aici, așa cum îl vedeți, atât pe partea cât și pe partea cealaltă, l-am trecut din extravilan, l-am trecut în intravilan și sper că în anul 2023 să avem toate avizele aprobate, toate avizele necesare, de așa natură să poți să dezvoltăm și să se construiască în această zonă, o vedeți cât este de frumoasă, să se construiască, de ce nu, chiar case de vacanță sau pensiuni și tot ceea ce trebuie pentru turismul din România. Se pare că parteneriatul dintre Consiliul Județean și Primăria Comunei Dofteana funcționează. Sigur, funcționează, dar ce se întâmplă? În momentul când noi am inițiat acest proiect, mai întâi am avut o discuție cu cei de la Consiliul Județean, dat fiind faptul că este destul de costisitor, iar Primăria Comunei Dofteana nu putea să acopere cheltuielile necesare, am fost nevoiți să apelăm la cei care ne conduce la Consiliul Județean, am obținut aprobarea Consiliului Județean și în aceste condiții noi avem partea noastră de cofinanțare, dumnealor partea dumnealor și în anul 2023 noi îi vom da drumul să fie circulat și pentru oricine vrea să treacă dintr-o parte în cealaltă, din DG în DN. Absorbim circulația din drumul național, care vor să treacă toți și trec și la ora actuală pe centrul localității, unde este sufocant, ca să poată să circule și pe partea asta pe care suntem noi acum. Dar, după cum observați, lucrările se desfășoară într-un ritm alert, ceea ce înseamnă că și Primăria Dofteana și antreprenorul lucrării sunt doi parteneri serioși și, sigur, asocierea Consiliului Județean, Autoritatea Administrației Publice Locale Dofteana, e proba că lucrurile se mișcă și investițiile se realizează în județul Bacău și e proba că munca în echipă, cu oameni implicați și dedicați comunităților lor, este cartea câștigătoare pentru investiții, pentru cetățeni în cele din urmă. Un parteneriat care funcționează de mult timp și funcționează cu succes. Funcționează de mult timp, funcționează cu succes și nu doar la Dofteana, pentru că, după cum știm, Consiliul Județean derulează astfel de parteneriate administrative și investiții în multe alte unități administrativ-teritoriale spre beneficiul cetățenilor și a comunităților respective. Polițiștii au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a numitei Grosu Gabriela Denisa de 16 ani din comuna Nicolae Bălcescu. Tânăra ar fi plecat voluntar de la domiciliu în seara zilei de 18 iulie anul curent și nu a mai revenit. Semnalmente, are o înălțime de aproximativ 1,55 m, greutate 42 de kg, pârșaten. La momentul plecării era îmbrăcată cu un hanorac de culoare roz, blugi negri și purta încălțăminte sport de culoare neagră. Cetățenii care pot furniza orice informații legate de această persoană sunt rugați să contacteze Poliția Municipiului Bacău la telefonul 0234 25656, Inspectoratul IPJ Bacău, telefon 0234 202 000 sau să sune de urgență la 112. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă, 22 iulie, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei urcă până la valori de 32 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 18 grade Celsius. Duminică, 23 iulie, cerul va fi noros. Pe alocuri pot să apară furtuni scurte cu fulgere. Maxima zilei urcă până la valori de 27 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la valori de 14, chiar 15 grade Celsius. Luni, 24 iulie, în cea mai mare parte cerul va fi senin. Maxima zilei va ajunge până la valori de 32 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 16 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.